Bună dimineața, este luni, este 5 martie și nu tare am dormit bine, asta noapte mă doare spatele și astăzi am acea programare la ortoped. Sunt foarte curioasă să fac ceva și mi-am făcut un croissant cu aceste semințe de susan. Le-am tăiat în două, am pus puțin unt, o bucățică de șuncă și niște brânzică. Îl voi mânca înainte să mă duc la ortoped, ca să nu mă puce foamea și să bat pe cineva acolo. Am pregătit să editez clipul de acum 2 săptămâni, videoclipurile de acum 2 săptămâni. Și imediat mă duc pentru că e deja 8 și 9 minute, la 9 și 20 trebuie să fiu acolo, așa că încep să mă pregătesc și pe urmă merg. Am intrat deja în mașină și mă pregătesc să mă duc să vedem ce se întâmplă. Sunt foarte curioasă de rezultate, sunt foarte curioasă ce îmi va da și sunt puțin emoționată, sincer, sunt puțin emoționată. Am ieșit de la ortoped, deja am plecat de acolo, sunt în parcare la Lidl pentru că am venit să iau niște lapte și vreau să vă țin la curent cu ce rezultate am primit de la ortoped și anume nu este în niciun caz spondiloză, ceea ce mă face să mă bucur foarte mult deoarece m-am așteptat să fie asta, dar uite că nu este și mă bucur enorm de mult. Nu este ceva ce trebuie operat și nu este ceva ce trebuie să iau medicamente, deci asta este și mai tare pentru că eu nu îmi doream să iau medicamente. Chiar deja îmi făceam plan că dacă am nevoie de niște medicamente voi vorbi cu medicul încât să fac în așa fel încât să nu am nevoie de medicamente. Și am avut norocul de a mi spune că nu este nici pentru operație, nici pentru medicamente, așa că mi-a dat doar să fac niște fizioterapie. Doctorul a fost foarte simpatic, deși că am stat vreo, nu știu, 40 de minute în sală de așteptare, am ajuns și mai repede. Totuși a avut răbdare și a avut timp să explice unele chestii. În timpul în care eu am stat în sala de așteptare, am și citit o carte, o mini carte, nici nu știu cum să-i spun, de pe, stați că vă spun imediat ce aplicație am, Wattpad, aici jos, lângă eBay, scrie Wattpad. Am citit acolo deoarece sunt cărți în română. Am găsit această aplicație prin contul de Instagram Bestseller și vi-l recomand și vouă acel cod de Instagram. Așa că vă recomand Bestseller și dați un follow pe contul lor de Instagram și bineînțeles dați un follow și contului meu de Instagram. Și am început să citesc că este Eu încă te iubesc de Cristina Chiperi. Și am mai citit ceva foarte scurt, nici nu mai știu ce am citit, că am citit așa, am înghițit practic fiecare cuvânt. Și am mai citit Eu sunt femeie, aia am citit-o foarte ușor, cred că am terminat-o, nu am mai văzut niciun capitol, ori a fost un singur capitol așa scurt, ori va apărea pe parcursul acestei săptămâni. Mi-a plăcut deoarece am avut ce să citesc, a fost interesant, ceva real, ceva ce oricărei femeie s-ar putea să îi se întâmple și îmi plac chestiile astea reale, nu prea multă ficțiune și prea multă SF și out of space, ceva de genul, nu prea îmi plac chestiile reale și din care ai ce să înveți. Ok, mă duc să-mi iau lapte și mă duc acasă să-mi beau cafeaua. Și am plecat de la Lidl cu gândul să mă duc acasă, dar am mers și am spălat mașina. Și parcă lumea e mai frumoasă dacă ai o mașină curată. Iar acum încerc să dau viteză să scap de apa de pe ea, dar n-am cum pentru că am dat o mașină în față. Dar oricum arată beton, jujuc, arată jujuc. Hello, este marți și este ora 12.
uitați să vă arăt, de fapt să vă să auziți. Bat clopotele de ora 12 și eu mă pregătesc să merg la muncă. Până acum am fost o hărnicuță, de aia nici nu am prea vorbit cu voi, dar vreau să vă arăt ce am făcut de mâncare pentru astăzi și ce voi duce cu mine, pentru că am două colegi care tot timpul fac ceva de mâncare și în ultima perioadă nu am mai avut vreme să fac de mâncare și să aduc și să pun și am înțeles lucrul acesta. Astăzi am făcut niște orez cu un sos de ceapă caramelizată, cu piept de pui, cu usturoi, cu niște curry roșu, pastă de curry roșu, deci e un fel de sos tailandez, chinezesc, asiatic, practic. Și, a da, și cu lapte de cocos. Deci ador, deci aș putea să mănânc astfel de mâncăruri în fiecare zi, non-stop, deci n-am nevoie de sarmale și chestii genul ăsta în fiecare zi, dar asta aș putea mânca în fiecare zi. Și vreau să vă arăt cum arată sosul. Asta este sosul. Deja l-am pus în caserole și aici este orezul. Orezul am învățat să-l fierb fără sare, pentru că mi-a spus colega aceasta din Thailanda, ei fac orezul fără sare deoarece sosul este sharp, adică foarte iute, foarte condimentant, de aceea orezul va fi pur și simplu așa cum este. Și abia aștept să văd ce reacție vor avea colegele mele. Sunt atât de fericită, jur, deci nu știu, mă sare inima de fericire când pot să fac pe cineva fericit. Mai știți voi floricica asta care v-am arătat-o în urmă cu câteva vloguri? Uite-te, asta e deja a doua oară când înflorește. A avut acea prima dată o parte în care aveau acești muguri. Și asta este al doilea. Sper să o țină tot așa și să nu se strice prea repede, pentru că este tare drăguță. Și aici mai am încă o aloe. Asta nu a fost chiar așa de mare. Nu știu ce se întâmplă. Așa de repede crește aloe, pentru că eu nu știam că aloe crește chiar așa de repede. Mi-am dorit tot timpul o plantă aloe și uite acum ce se întâmplă aici. Foarte tare. Și aici mai am o suculentă ce am cumpărat-o anul trecut. Nu știu ce se întâmplă cu ea, de se învârte așa în halul ăsta. E ciudată. Încă n-am mai văzut-o așa în halul ăsta. Și aici are ceva puiți. Iese. Nu știu dacă este bine. O să vedem. Nu știu ce se întâmplă, dar toate plantele sunt înnebunite. Înnebunite sunt. Le place atât de mult aici în casă, încât cresc cum... Poate cresc altele în 2-3 luni, cum îmi creșteau mie anul trecut când eram în apartament și nu era așa multă lumină. Îmi creșteau poate săracele cât acum, într-o săptămână, creșteau într-o lună. Deci mă bucur foarte mult. Și asta, de exemplu, am primit-o în urmă cu vreo 2-3 ani de la o colegă și am avut așa mari probleme cu ea. Ba se usca, ba era pe moarte, ba o resuscitam iarăși. Și uite așa, uite cum a crescut, mai ales acum, în ultima perioadă, și-a dat drumul acolo, aici, acea floricică s-a dus. Deci n-am avut ce face, pur și simplu s-a distrus singură, nu am udat-o prea tare, nici prea s-o țin uscată și tot s-a dus, dar nu are nimic, nu-i stres. Dar uite-te la asta, deci asta a fost numai ștanga asta, atât și două rămurele uscate aproape, le-am tăiat și au început iară să înflorească. Și uite, aici deja apare o floricică, aici are, este o floare de bumbac, am primit-o de la o colegă. Și aici floarea asta, la fel, asta am primit-o de la soțul în urmă cu câțiva ani și uitați-vă cât de mare e. Deci nu știu ce se întâmplă cu florile astea aici, dar e nebunie, nebunie e. Iar plătunța asta a fost un pic mai mică și uite-te cât de drăguțe se face. Eu atunci când am cumpărat-o am numit-o Groot, pentru că avea aceste două rămurele ca niște două mânuțe și atunci eu am numit-o Groot. Și uite ce drăguț crește Groot!
Și ca să vedeți cu cine ați vorbit, uitați-vă cum arăt. Așa mi-arată părul meu după ce mă spăl pe cap și îl las pur și simplu să se usuce la aer. Aici pe dedesubt este încă ud, dar mă duc și mi-l aranjez acum rapid să nu se sperie colegii de mine să zică că am omorât-o pe Helga și am venit eu în răjitoarea. Aici am semințe de pătrunjel, aici am pus niște semințe de roșii să se înceapă să se prindă și aici voi pune pătrunjelul și pe urmă mai am încă un sortiment de roșii, acestea, așa mai lunguiețe, acestea le-am mâncat odată și mi-a plăcut foarte mult cum au fost și am mai luat... Din greșeală am luat acestea, în loc să iau de ceapă verde, am luat de poree. Și știu ce este poree, dar, sincer, nu-mi vine în minte denumirea pe română. Și asta este activitatea mea de duminică, așa că țineți-mi pumnii și o să vă țin la curent cu aceste plântuțe drăguțe. Sper să ne iasă și sper ca anul acesta să mâncăm roșii din grădină! Am terminat și cu grădinăritul, sper să iasă ceva până la urmă. Aș fi foarte bucuroasă să văd că va ieși o roșie, un pătrunjel, chiar și prazul lui Neamărin ar fi super tare să iasă. Și în seara asta nu voi face prea multe, voi edita puțin din vlogul următor și pe urmă... Cred că mă voi pune la somn pentru că mâine sunt pe dimineață. Așa că vă mulțumesc din suflet pentru toată aprecierea voastră. Nu uitați să dați un like și să share-uiți acest vlog cu persoane dragi vouă. Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc un weekend frumos, o zi frumoasă, un început de săptămână frumos. Până data viitoare, vă pup și să aveți grijă de voi. Pa!